Salutare prieteni, bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Adrian și în clipul de astăzi o să vorbim despre confidențialitate, despre eMAG și despre noul iOS 14. În iOS 14, cei de la Apple au introdus o caracteristică nouă în sistemul de operare, o caracteristică care te avertizează sau te anunță atunci când o aplicație îți accesează clipboard-ul sau ți-l citește, da? Ce este clipboard-ul? Este acea memorie în care sunt ținute fișiere, fotografii, porțiuni de text. Atunci când le luați cu copii și le dați paste sau lipire într-un document sau într-un alt fișier. Timpul ăsta intermediar de când luați voi, de când copiați voi un text și îl puneți într-un fișier, alt fișier text sau într-un mesaj, timpul ăsta intermediar se numește clipboard sau memorie clipboard. Și vă spuneam că iOS 14 a introdus această caracteristică nouă, care, printre alte multe caracteristici, ne spune că o aplicație accesează clipboard-ul sau că o aplicație a lipit din clipboard un anumit text. Și e mare controversă mare pe internet cu privire la acest lucru, faptul că eMAG accesează clipboard-ul. Normal, este firesc să te îngrijorezi, este legitim și consider că nu ar avea de ce eMAG-ul să-ți acceseze clipboard-ul sau textul sau orice ai avea în memoria tampon, să-i spunem așa. N-ar avea de ce să aibă acces. Bine, ei scuze au, dacă ne gândim bine, fiind un magazin, e important pentru ei să știe ce aveți în clipboard și astfel să vă cunoască folosind niște algoritmi, descoperind sau încercând să descopere în clipboard-ul vostru cuvinte cheie, ca să vă sugereze produse pe care le-ați putea cumpăra sau de care sunteți interesați și de aici putem extinde până la cer, limita e cerul, este acea vorbă. Este o problemă într-adevăr că eMAG-ul face asta și n-am văzut nicăieri menționat acest lucru în disclaimer sau în descrierea din App Store. Nu se menționează faptul că eMAG-ul ar accesa clipboard-ul și nici pentru ce o face, deci nu ne specifică pentru ce face asta. Haideți să vă și demonstrez și pe urmă o să discutăm mai departe pe marginea acestui subiect. Am aici un iPhone, da? O să deschid un browser, o să iau ceva text de aici, o să-l selectez, ok, copiem niște text, copiem acest text, sper să se vadă, îl luăm cu copii, ieșim. Și priviți ce apare când lansăm aplicația eMAG. Haideți să fac așa să vedeți și voi. Apare acel mesaj. Aplicația eMAG a citit din clipboard sau a lipit din clipboard. Haideți să o închid și mai încercăm o dată. Deschidem din nou aplicația eMAG. O avem aici. Și observați mesajul, da? Evident că e o problemă. N-ar avea de ce să aibă acces eMAG, magazinul eMAG sau aplicația eMAG la clipboard-ul vostru. Se pare că nu pot să vorbesc astăzi. Însă eu consider că acest lucru este un subiect mort, să zic așa. De ce? Pentru că, să fim serioși, dacă Apple a introdus această caracteristică în iOS 14, asta înseamnă că până acum nu se întâmpla asta, aplicațiile n-aveau acces la clipboard? Eu cred că nu. Și până acum, și pe alte versiuni mai vechi de iOS, aplicațiile, dacă voiau să-ți acceseze clipboard-ul, o puteau face. Doar că nu exista în sistemul de operare această caracteristică care să avertizeze utilizatorul că o aplicație folosește clipboard-ul. Și, având în vedere acest lucru, eu consider discuția inutilă, adică subiectul îl consider inutil. Acest lucru se întâmplă și pe Android și pe iOS. Se întâmpla și până acum, doar că, repet, sistemul de operare sau sistemele de operare iOS mai vechi nu te avertizau cu privire la asta. Asta înseamnă că de când folosești tu eMAG-ul de acum 2, 3, 4, 5 ani, el a tot accesat clipboard-ul tău, doar că tu n-ai știut asta. Cu ce rezolvă acum faptul că știi că o face sau faptul că știi că a făcut-o în trecut? Nu rezolvă cu nimic, mai mult decât atât. Tot aud asta că iOS-ul, sistemul de operare iOS este cel mai securizat și cel mai sigur sistem de operare din lume. Ok, cu toate că e discutabil, și există multă controversă pe subiectul ăsta, părerea mea e următoarea. Dacă Apple ține atât de mult la utilizatori și tot vrea să țină în gardă utilizatorul cu privire la privacy, la confidențialitate, de ce n-a făcut și ceva în sensul ăsta? Adică, bun, ți apare acel pop-up că o aplicație îți accesează clipboard-ul. Și, mai departe, de ce nu ți oferă un toggle în setări? M-am uitat, să știți, în setări, nu găsiți nimic legat de asta. De ce nu ți oferă posibilitatea să, printr-un toggle, printr-un buton, să oprești aplicația respectivă în a-ți accesa clipboard-ul? Așa cum îi dai sau ai opțiunea de a-i da unei aplicații permisiunea la cameră, la fotografii, la a rula sau nu în background, la contacte, la mail, la fel de simplu putea Apple să facă un toggle sau un buton prin care poți activa sau dezactiva ca o aplicație să-și citească clipboard-ul. Cu ce ajută Apple sau Apple un utilizator aducându-i acel pop-up și spunându-i că aplicația respectivă îi accesează clipboard-ul? Nu are niciun sens, în opinia mea. Nu ajută cu nimic, nu văd de ce există această caracteristică, atât timp cât Apple nu ia și o măsură în acest sens, atât timp cât Apple nu oferă și un toggle, un buton pentru a dezactiva, sau măcar dacă nu-ți oferă posibilitatea să dezactivezi accesul la clipboard-ul unei aplicații, măcar să-ți dea posibilitatea să dezactivezi această caracteristică, această funcție, da? Peste tot. De exemplu, să ai un buton și să nu te mai avertizeze cu privire la aplicațiile care îți accesează sau îți citesc clipboard-ul. Alt lucru sau altă problemă. Acel pop-up nu este atât de clar. Haideți să mai deschid o dată să vă citesc exact. eMAG a lipit conținut din setări. Din Safari, pardon, căci din Safari copiasem textul. Bun. Acum să luăm traducerea, da? eMAG a lipit conținut din Safari. Asta nu prea e clară, fraza asta, propoziția asta, în ce sens a lipit? Sau poate acest pop-up nu face decât să ne avertizeze că eMAG are acces la clipboard, dar nu și că o face sau că a făcut-o. Poate doar e un pop-up care ne spune că aplicația X are acces la clipboard. Pop-up-ul nu spune că a făcut-o sau că a copiat nu știu ce bucățică de text, nu e clar, asta vreau să zic, acel pop-up nu e clar, nu-ți dă de înțeles în mod cert și în mod clar că aplicația eMAG a citit, urmează să citească sau că doar are acces la clipboard. Poate are acces și nu-l citește. Poate fi și situația asta. Repet, nu țin partea nimănui, nici eMAG-ului, nici Apple, nici... Vorbim pur și simplu logic, da? Pur și simplu după faptele care se întâmplă pe smartphone. Cam asta este opinia mea, este mare frăsuială pe internet și, repet, nu înțeleg de ce, nu văd cu ce ne ajută caracteristica asta din iOS. V-am spus, era utilă și era un argument cu vai, Apple, iOS este cel mai sigur sistem de operare. Păi, dacă e cel mai sigur, să ofere opțiunea, cum vă spuneam. Fie să dezactivezi pe întreg sistemul de operare notificarea, fie în fiecare aplicație să-i poți da unei aplicații permisiunea la a avea acces la clipboard-ul tău sau nu. De exemplu, haideți să vă arăt. Mă duc aici în setări, da? Sunt în setări. O să căutăm aici eMAG-ul. 2 secunde să-l găsesc. eMAG. Când am nevoie de el, l-am găsit. Ia uitați aici, da? Ce permisiune are eMAG? La poze, la fotografii, Face ID, la Siri, la notificări, la reîmprospătare în fundal, pe care l-am dezactivat, și la date celulare, da? Deci, cum sunt aceste opțiuni aici? La fel de simplu puteau fi și opțiunea de, sau putea exista și opțiunea de a dezactiva accesul la aplicației eMAG pentru a accesa clipboard-ul. Cam asta ar fi pentru astăzi. Vă rog să-mi spuneți părerea voastră pe rubrica de comentarii. Ce credeți voi despre acest subiect, despre această controversă? Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Nu uitați, dacă aveți întrebări, sugestii, postați-le pe rubrica de comentarii a acestui clip video. Dacă vreți să rămâneți la curent cu viitoarele clipuri pe care le postez, nu uitați să dați click și pe clopoțelul din dreapta butonului Abonează-te, scris cu roșu de sub acest clip video. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Eu am fost Adrian, voi ați fost pe canalul meu de YouTube. La revedere!